Un incendiu a izbucnit ieri după amiază la mănăstirea Tărcuța din Comuna Tarcău, pompieri fiind alertați de un pelerin. În urma incendiului, chiliile și mai multe dependințe au ars în întregime. De asemenea, a fost afectat exteriorul bisericii. O călugăriță de 45 de ani a suferit arsuri ușoare la nivelul feței și a mâinilor. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la un echipaj smurt, dar a refuzat transportul la spital. Misiunea a fost dificilă pentru pompieri din cauza cantității mari de materiale combustibile și inflamabile, uleiuri și carburanți. Biserica a fost salvată de la incendiu, fiind afectată doar fațada acoperită cu lambriu din PVC. Alimentarea autospecialelor a fost făcută dintr-un pârâu la o distanță de aproximativ 2 km, unde au fost amenajate puncte de alimentare a acestora.